Pacea Domnului și bine v-am găsit! Amin! În urmă cu câteva săptămâni, nu-mi imaginam că ultima zi din an, în casa Domnului, o să o petrec aici, la Girona. Asta înseamnă că Dumnezeu ne face calendarul. Amin! Și itinerarul. Am venit aici, așa cum spuneau și frații, ca să fiu alături de fratele meu care este în spital, cum a de câteva săptămâni bune, tot la secția aceasta de reanimare, cum se spune, încercare grea în urma accidentului pe care l-a avut, dar nădăjduim ca Domnul să-l ridice de pe patul de suferință și să ridice și la o viață nouă, trăită pentru slava Lui. Amin. Mă rog ca El să vă binecuvânteze. Amin. Și să vă răsplătească toate rugăciunile care le-ați adus și pentru El, dar și pentru alți bolnavi, pentru alți frați, alte surori, poate de aici, poate din familii, din altă parte. Să continuăm să ne rugăm și să credem că Dumnezeu este Cel care dă vindecare. Predica o să fie despre un astfel de om care a crezut în cuvântul vindecător al Domnului Iisus. Un ofițer roman a crezut în puterea tămăduitoare a Domnului Iisus, de la distanță. A zis, nu sunt vrednic să vii. Zii un cuvânt. A crezut că de la distanță, fără să consulte, fără să facă raze, fără să completeze fișa medicală, fără să îl vadă și să ia pulsul și... A crezut în puterea aceasta, miraculoasă, extraordinară, de neasemuit a Domnului Iisus Hristos. El este marele medic. Amin. În numele Lui ne adunăm și astăzi. Vă salut cu drag și avem un verset din partea adunării, acolo unde slujesc. Îl aduc și pentru dumneavoastră aici, dacă frații pot să-l pună, de la Epistola a doua a Apostolului Petru, capitolul 1, versetul 2. Cu acest verset... Mulțumesc, frate, lasă-și. Cu acest verset salutăm pe toți frații și surorile care ne vizitează sau pe care avem noi ocazia să-i vizităm. Harul și pacea să vă fie mulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Harul și pacea să vă fie mulțite. Așa cum a spus fratele, mare har să avem libertatea să ne închinăm. Alții nu au, dar și ei sunt credincioși, și ei sunt frații și surorile noastre. Rugați-vă pentru biserica Domnului, care ori este persecutată, ori își desfășoară activitatea de credință și mărturie în condiții secrete. Underground, cum spun cei de pe acolo unde suntem, în secret. Sunt mulți credincioși în lumea aceasta care n-au posibilitățile ce le avem noi. Clădire frumoasă, condiții de climă, de libertate, să nu uităm să-i aducem înaintea Domnului Iisus mereu și mereu. Amin. Mulțumesc fraților și fratelui Nelu, care m-a cunoscut, ceilalți frați nu ne-am întâlnit, și când a auzit că vin aici, în zonă, a zis dacă aș putea să vă vizitez, și acesta a fost singurul timp, acum de dimineață, pentru că după mesele am fost acolo la spital, în Montpellier, și de aceea o să și plec puțin mai repede să mai ajung să fiu cu fratele meu în ultima zi a anului, până când se închide secția acolo, și după aceea mâine urmează să plec înapoi la familie. E frumos că ne putem încuraja unii pe alții, putem să
aducem cauzele înaintea Domnului și fie ca El să ne răspundă. Amin. Salut de asemenea pe toți ceilalți frați și surori care sunt la origine din aceeași localitate din care vin și eu, localitatea Ciceu Poenci de sub Bistrița Năsăud. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Poate ne vom întâlni și îmi veți spune a cui sunteți, că nu vă cunosc pe mulți dintre voi. Mulțumesc rudelor mele, fratelui Emil și Rodica, care m-au primit, m-au găzduit și m-au ajutat cu transportul acolo. Dumnezeu să vă răsplătească, Emile, și tuturor celorlalți, așa cum am spus. Este frumos că putem să fim împreună, chiar dacă suntem diferiți în multe feluri. Și noi acolo slujim Domnului ca imigranți, partea diasporei Bisericii Românești. În orașul unde suntem, Houston, se numește al patrulea oraș ca mărime în Statele Unite, avem o mare diversitate și în biserici, nu numai în afară. Serviciile de închinare, duminică dimineața, în zona metropolitană acolo, se desfășoară în mai mult de 40 de limbi. În mai mult de 40 de limbi. Inclusiv limba arabă. Mi-a plăcut că ați îndemnat biserica să se roage ca să evangelizăm și în afară. Odată ce Domnul ne salvează pe noi și familia, să căutăm să ducem vestea Evangheliei și altora. Amin. Nu contează cine și cum. A fost în România cu ani în urmă, poate cei mai în vârstă sau din zona Oradei și Aradului, ați auzit de un frate pe nume Liviu Olah. Omul acesta avea o dorință extraordinară de evangelizare. A fost omul care a spus public în vremurile acelea să ne rugăm să facem evangelizări pe stadioane și în săli publice și în piețe, și unii când l-au auzit și, bineînțeles, securitatea a intensificat observarea și s-a găsit că din case conspirative de unde îl supravegheau ei, l-au prins rugându-se ore în spatele casei, îl supravegheau, se ruga pentru evangelizare și mântuirea nepocăiților. Și e consemnat în dosarul lui de la securitate. Se roagă ca un nebun în spatele casei. L-am întâlnit în Los Angeles la o conferință, era bătrân de acum și am avut o întâlnire cu frații păstori acolo și a venit să ne încurajeze, să ne spună. Și zice el, eu și acum de dimineață am făcut evangelizare. Băi cum, locuia acolo într-un complex, zice, am văzut niște băieți mexicani că au venit să curățească scăldătoarea, ștrandul de acolo din cartier, și m-am dus la ei. Am învățat spaniolă numai cât să le poată spune despre Domnul Iisus Hristos. Și avea formulele lui care le-a spus și ne-a spus în spaniolă cum le-a spus, dacă îl cunosc pe Domnul Iisus ca mântuitor personal, dacă nu ați vrea să-l cunoașteți, s-a rugat cu ei și el nu putea fără să nu spună. Vedea unul, vedea altul, nu conta cine este. Se uita la om, are nevoie de Domnul Iisus, e mântuit sau nu. Și din perspectiva aceasta s-a apropiat de el. Domnul să ne dea putere. Amin. Și dorință de genul acesta să evangelizăm, să spunem la cât mai mulți. Avem un Dumnezeu mare și chiar dacă sunt diferențe și așa cum zice acolo în America, o poveste spune, poveste, da. Era un creștin alb și unul negru și aveau ei o diferență mare. Ăla negru zicea că Domnul Iisus a fost tot negru. Ăla alb zicea nu că a fost alb. No, știți că sunt, am avut coleg care făcea studii doctorale din Nigeria și el credea că Adam și Eva au fost negri. A zis că din negri mai ușor se face alb în timp și cu adaptarea și cu migrarea decât invers. El așa credea că Adam și Eva au fost negri. Noi zâmbim pentru că nu credem că Adam și Eva au fost negri, zicem că au fost albi ca noi. La povestea asta spune că oamenii aceștia au plecat deodată la Domnul, așa s-a întâmplat, erau vecini și cu diferența asta, cum mergeau ei sufletele lor
Și acum o să vezi că eu am avut dreptate. Domnul Iisus este negru. Ăla nu o să vezi tu că Domnul Iisus a fost alb. Și ajung ei acolo la poartă, cum se zice, și să intre și îi întâmpină Petru și zice, așteptați aici, dar e imediat. Cum e Domnul Iisus? Ce culoare are? Ce? Și așteptați aici. Și se duce și deschide ușa și vine Domnul Iisus și zice, buenas dias, señores. Nu era nici alb, nu era nici negru, era mexican. Ziceau unii acolo. Da, vedeți, noi avem diferențele noastre. Și uneori așa copilărește, sub formă de poveste. Deși ca poveste, dar nu putem trece peste ele. Știți ce este frumos? În Domnul Iisus Hristos suntem una. Amin. Amin. Și trebuie să fim una. Amin. Pentru că mișcarea creștină a început ca o singură mișcare. Și în ciuda diferențelor, va sfârși, așa cum spune Biblia, o turmă și un păstor. Amin. Noi le-am diversificat. Am găsit într-o enciclopedie a religiilor, nu a lui Eliade, alta, ceva ce m-a surprins, neplăcut. Creștinismul este divizat în peste 30.000. Noi știm numai bisericile mari, cultele mai populare. Cu toate mișcările separatiste și dizidente și izolate și creștinismul, spunea enciclopedia respectivă, deci nu-i poveste de ziar. E divizat. Dar gândiți-vă, din toate astea, la urmă, spune cuvântul, va fi o turmă și un păstor. Amin. Să dea Domnul să fim în acea turmă cu toții. Amin. Și mă rog, dacă sunt persoane aici care sunt neîmpăcate cu Domnul, considerați lucrul acesta. Încheiați anul cu o hotărâre de a-L urma pe Domnul. Amin. De a vă preda viața Domnului Iisus, de a-L urma pe El cu credință care este indispensabilă. Așa citim. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Și haideți acum să citim textul acesta despre o credință mare și apoi o să împărtășim din cuvânt. Vă invit să vă ridicați. Și citim de la Evanghelia după Matei, capitolul 8. Evanghelia după Matei, capitolul 8, de la versetul 5 până la versetul 13. Matei 8, de la 5. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș care îl ruga și zicea, Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit. Iisus i-a zis, am să vin și să-l tămăduiesc. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu sunt om sub stăpânire. Am sub mine ostași. Și zic unuia, du-te și se duce, altuia, vino și vine, și robului meu, fă cu tare lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el, adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Iar fi împărăției, voi fi aruncați în întunericul de afară unde va fi plânsul și scârnirea dinților. Apoi a zis sutașului, du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Amin. Amin. Doamne, binecuvântează acest cuvânt și te rog, prin Duhul Tău cel Sfânt, să ne vorbești fiecăruia. Aș dori mult ca Tu să fii predicatorul nostru în dimineața aceasta. Îți mulțumesc că avem harul
să te ascultăm încă o dată. Prin puterea cuvântului și călăuzirea Duhului. Amin. Ocupați locul, vă rog. Dacă Domnul Iisus ți s-ar arăta într-o zi ca aceasta, într-o seară, într-o dimineață, și ți-ar evalua credința, ce ar avea de spus? Ce calificativ ar da credinței tale? Suntem la sfârșit de an. Facem și noi evaluările noastre. Tinerii, elevii, studenții au încheiat un nou semestru de școală sau urmează o sesiune să încheie. Da? La servici faceți bilanțul la sfârșit de an, socotelile, la business, la compania care o aveți tot. Se încheie încă un an de viață, de muncă, de alergare și se face o evaluare. În cazul nostru, după textul acesta, observați, Domnul Iisus evaluează credința unui ofițer roman. Și după un dialog foarte scurt, Domnul Iisus se uită peste ceilalți, erau și ucenicii de față, erau poate și spionii dintre cărturari, farisei și ceilalți, se uită și face afirmația aceasta: adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Mă gândesc cum s-a simțit Petru, că despre el n-a spus niciodată: Petre, credință ca a ta n-am mai întâlnit. Cum s-o fi simțit Toma, mai rațional, mai cu credință, știți povestea. Da, Ioan, cel mai apropiat. Da, ceilalți. Probabil au primit raportul și marii preoți. Despre niciunul dintre marii preoți, leviți, cărturari, bătrânii Israelului erau acolo. Despre niciunul n-a spus. Ce a spus despre ofițerul acesta? Adevărat vă spun că n-am găsit o credință așa de mare. Într-un dialog, după un dialog foarte scurt, i-a evaluat credința și a zis: e mare. E mai mare ca celorlalți din Israel. Am mai spus despre o altă femeie într-un alt context, dar astăzi analizăm textul acesta. Ce ziceți, frați și surori? Ce are Domnul de spus la vremea aceasta? Ultima zi a anului 2023. Ce are El de spus despre credința noastră? Noi ne uităm și zicem despre unii alții: un om credincios, o femeie credincioasă, pentru că am văzut anumite lucruri, anumite fapte, așa mai departe, sau am auzit, sau citim din cărți. Dar, atenție, evaluarea corectă a credinței noastre o face Dumnezeu. Amin. Și mă rog Domnului să trecem cu bine evaluarea aceasta. Amin. Pentru că sunt mulți credincioși în lumea aceasta, dar nu toți o să fie primiți în împărăția lui Dumnezeu după felul de credință pe care l-au avut. Apostolul Iacov ne spune că sunt cel puțin trei forme de credință. Credința fără fapte, și zice, e credință moartă. E o credință teoretică, dacă e fără fapte, e teoretică, la nivel cognitiv și cam atât. E moartă, nu-i bună. Credința fără fapte. După aceea, zice, al doilea tip de credință e aceea ca a dracilor. Zice, și dracii cred și se înfioară. Aici avem o credință intelectuală, deși teoretică, dar și emotivă. Și partea emotivă, se înfioară dracii. Știți, dracii nu sunt atei. De la un capăt la altul a iadului, toți sunt credincioși. Dar și pe pământ. Ei l-au recunoscut pe Domnul Iisus. Nu ne trimite în adânc. Te știm cine ești. Ești dragi, știu cine este. Credeau în El. Și farisei, și bătrânii, și preoți n-au crezut că El este Fiul lui Dumnezeu, că e Mesia. Interesant, dracii cred. Dar de ce nu-ți mântuiți atunci? Pentru că nu-L urmează. Nu-L ascultă. Ei sunt în slujba Domnului lor. Dar au credință în Iisus. Și cred și se înfioară și atât. A treia formă de credință menționată de Apostolul Iacov este aceasta.
ca lui Avram și dat acolo Avram, interesant, și o femeie. Dacă citiți cu atenție la Iacov, Rahav a crezut în Dumnezeul lui Israel, care a auzit că i-a trecut prin Marea Roșie, i-a dus și acum a ajuns în fața Erihonului. Și Avram și Rahav, credința lor este apreciată și dată ca exemplu. De ce? Spune Iacov acolo, pentru că a fost dovedită cu faptele. Credința trebuie demonstrată, fraților, cu fapta. Și acum revenim la textul nostru, învățăm. Nu de la un iudeu, nu de la un fariseu care se credea foarte religios, nu de la vreun bătrân al Israelului, învățăm de la un ofițer roman. Care sunt caracteristicile unei credințe mari? Care sunt caracteristicile unei credințe mari? Prima dintre ele, după textul nostru aici. O credință mare se dovedește, practic, prin relația noastră cu semenii. Ofițerul acesta, uitați-vă ce spune textul, s-a dus un sutaș care îl ruga și zicea: Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit. Atitudinea față de semenul lui, atitudinea noastră față de oricine ar fi semenul nostru, trebuie să fie ca aceasta, plină de compasiune. 1 și 2, să duci cazul semenului tău în fața Domnului Iisus. Asta demonstrează ceva, mai mult decât orice teorie. Era ofițer, putea să dea un ordin, putea să trimită o delegație de alți ofițeri din subordine: mergeți și aduceți-l pe galileanul ăla, aduceți-l ăla ce vindecă, aduceți-l să-mi vindece. Sau să spună de la distanță, putea să dea ordin. Nu, uitați-vă, el zice, îl ruga. S-a dus la Domnul Iisus nu cu cazul lui sau altuia din familie. E ușor să te rogi pentru cei din familie. Ne rugăm pentru fratele meu, mama dacă e bolnavă, tata dacă e bolnav. E ușor să mergi să te rogi pentru mama și tata, să duci cazul înaintea Domnului, să-ți pese. Pentru prieteni e bine, e frumos și facem lucrul acesta. Simțim mult mai mult parcă pentru cei din familie. Dar să mergi pentru un rob sclav. În vremea aceea, ca de fapt întotdeauna în istorie, sclavii, știți cum erau tratați? N-aveau ei drepturi, aveau numai responsabilități și îndatoriri. Și când se îmbolnăvea, nu mai era bun de muncă, era neglijat și putea să moară pe plantație sau, cum a fost și acolo în America, sunt istorii, poate unii au citit cartea Coliba unchiului Tom, să vedeți ce viață aveau sclavii acolo în America. Și mergeai la târg de sclavi și îi căuta la dinți, cum se caută animale. Vădea să vadă la mușchi, îi punea să ducă un sac sau o piatră mare să vadă dacă e sănătos, poate să... Și așa îl cumpăra. Dacă era bolnav, dacă era... Nu putea să... Nu dă nimeni bani pe el. Iar când se îmbolnăvea, cum am spus, îl neglija și... Uitați-vă ce spune aici cuvântul. Robul meu zace în casă. În casă, slăbănog și se chinuiește cumplit. Ce înseamnă lucrul acesta? L-a băgat în casă. Nu l-a ținut pe o rogojină afară, după șură. Sau pe plantație, sau la umbra unui pom. Ce? În casă. Casa cui? Că sclavii n-aveau case. Casa ofițerului. Asta spune mult. Asta spune mult despre relația cu semenul. Cine ar fi el? Că e din familie, că nu e din familie, că e credincios, că nu e credincios. Prin fapte ca acestea, dragii mei, mulți oameni s-au pocăit. Pentru că a văzut că cel care l-a ajutat într-o situație deosebită a fost un om credincios. Păi, dar de ce a făcut ăla pentru mine? Nici nu m-a cunoscut așa bine, nu eram apropiați, nu. Deci, credința se demonstrează prin fapte. Amin. Față de semenii noștri. Prima caracteristică, atitudinea noastră față de semenii noștri, dovedită în fapte ca acestea. Dumnezeu să ne ajute să facem faptele credinței. Amin. Să umblăm în faptele credinței. Amin.
Pentru că Domnul ne le-a pus la dispoziție. Domnul dorește ca noi să umblăm în aceste fapte ale pocăinței. Și prin aceasta El se folosește de mărturia noastră. Prin aceasta se folosește de mărturia noastră. Vine ofițerul acesta și zice, e în casă, se chinuiește cumplit. Aș vrea să-l văd sănătos. Ce dorință extraordinară pentru unul care, așa cum am spus, când nu mai era bun de muncă, era neglijat și marginalizat și, mă duc să-mi cumpăr altul, ăsta s-a îmbolnăvit, nu mă interesează. Așa erau tratați sclavii, nu pentru acest om. Cred că în momentul acela când omul a spus pentru ce a venit, Domnul Iisus a început să se bucure în Duhul lui. Ăsta e diferit, omul ăsta nu-i ca ceilalți. De ce a spus? O credință cum n-am văzut în Israel. A doua caracteristică a unei credințe mari, atitudine corectă față de tine însuți. Și atitudine corectă față de semeni, oricine ar fi el în orice condiție. Doi, atitudine corectă față de tine însuți. Cum noi trăim în epoca selfie-urilor. Și cu telefonul, hai să-mi fac un selfie. În centru atenției este eul. Fac un selfie. Și pun pe Facebook și după aia, câți mi-au dat like? Asta e epoca în care trăim. Eu să fie elevat așa cum, și este cum n-a fost niciodată. Cei mai în vârstă, știți când apăreau ziarele în România și vedeam poză, iară Ceaușescu cu Elena, iară așa și parcă ne-am săturat, măi, dar tot ei pe prima pagina ziarului și pe a doua și vizită de lucru și așa mai departe. Știți unde am ajuns? Nouă ne place mai mult ca lor să ne vadă poza pe internet și pe Facebook și pe... Suntem diferiți față de ei în privința asta? Nu! Știți de ce? Eu e același. Și la unii și la alții le place să se afișeze. Și, Doamne, afișarea asta câte ravagii îi face. Aici, datorită unei afișări, a căzut împăratul David. Batșeba s-a afișat în public. Bărbatul tău e la luptă, tu ești acasă, te duci la scăldătoare publică. Aici a căzut David, datorită afișării unei femei. Mulți întreabă, întreb și eu studenții la școală, păi cine a avut vină mai mare, David sau Batșeba? Imediat sar pe David și dă-i că David a făcut, David a plănuit. Ea a avut vina ei. S-a afișat cum nu trebuie în public. Atenție cu selfie-urile, atenție cu îmbrăcămintea, cu ținuta. Evlavia e o caracteristică a noastră a credincioșilor. Amin. Și la bărbați. Nu vă gândiți imediat la surori. Și la bărbați trebuie să fie, e același lucru. Atenție cu afișarea publică. Cum s-a afișat omul acesta în fața Domnului Iisus? Că vorbim de atitudinea corectă față de tine însuți. A venit la Domnul Iisus și zice... Îl ruga, în primul rând, a recunoscut că în fața Domnului te duci să te rogi, nu să ordoni. Era ofițer și putea să ordone. Nu, el se duce pe calea rugăciunii. Țineți minte lucrul acesta și voi tinerilor. La Domnul mergem pe calea rugăciunii. Amin. La Domnul mergem pe calea rugăciunii. Și calea aceasta e cea mai bună, cea mai sigură și calea aceasta aduce rezultate totdeauna. Rugăciunea făcută cu credință va aduce binecuvântare și rezolvare. Pe calea rugăciunii, acum uitați-vă aici, de unde a știut omul ăsta să se roage Domnului Iisus, să meargă să-L roage? Că el n-a fost crescut în biserică, nici nu era atunci. N-a fost crescut cu Tora. N-a fost inițiat în ritualurile de la templu sau de la sinagogă. Da, i-a ajutat cu zidirea, cu... De unde a știut el că în fața Domnului trebuie să mergi cu rugăciune? O fi auzit el. Cine este, ce a făcut, că vorba se duce și... A zis, mă duc să-l rog. Nu să îi fac o invitație protocolară, nu să-i ordon, vino și vindecă robul, s-au zis... S-a dus și îl ruga pe Domnul.
Și după ce Domnul îi spune, am să vin și să-l tămăduiesc, uitați-vă ce spune ofițerul, puneți versetul 8. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Doamne, nu sunt vrednic, nu sunt vrednic. Așa se cataloga el. Atitudine corectă față de el însuși. În fața Domnului Iisus, dragii voi, dați-mi voie să vă spun, nu suntem vrednici niciunul. Vrednic este mielul. Amin. Despre unul singur s-a spus că e vrednic. Noi suntem nevrednici. De aceea folosesc exemplul acesta mult și spun, omule, tu n-ai cu ce să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu, să-L impresionezi. Îl impresionăm prin nevrednicia recunoscută. S-au dus doi să se roage la templu. Unul era vameș, unul fariseu. Vameșul păcătos, Doamne, ai milă de mine, se bătea cu pumnul, ai milă de mine, păcătosul. Fără introducere, fără vocabular sofisticat, fără să se uite la ceas, să se roage 30 de minute. Fariseu, mândru, rugăciune ticluită, Doamne, îi spunea el, Domnului, cine este el? Eu nu sunt ca ceilalți oameni. Eu nu sunt nici ca vameșul acesta. Doamne, eu postez de două ori pe săptămână, eu dau zecioală, eu. Ce rugăciune! Și Domnul Iisus conchide. Mai degrabă s-a coborât acasă cel care s-a rugat cum trebuie. Scurs și la subiect. Celălalt s-a lăudat în rugăciune, nu merge să ne lăudăm, frați și surori. În rugăciune nu merge să ne lăudăm. Suntem nevrednici, cum a zis ofițerul acesta. Uitați-vă, învățăm nu de la un iudeu, de la un ofițer roman, obișnuit cu sabia, războiul, cuceririle, jaful, prada, cezarul, ideologia Romei. De la el învățăm că trebuie să mergem pe calea smereniei în fața Domnului Iisus. Da, de la el. Că așa spune Domnul Iisus la sfârșit. Vor veni mulți de la răsăriți și de la apus și, da, care nu sunt iudei, dar sunt credincioși și se vor închina și vor sta la masă cu Avraam, de-a Domnul să fim între ei. Atitudine corectă față de el însuși. Se vede smerit, se vede mic, se vede... Ma de obicei știți, ofițerii, cei care au făcut armată și în România, ofițerii sunt bățoși, era un cuvânt la noi, bățoși. Aduc aminte, eram la armată și acum, soldați în primele săptămâni nu cunoșteam bine gradele. Și unul dintre colegi i-a spus la locotenentul nostru, care era locotenent major, i-a spus tovarășul locotenent, deci cu un grad mai mic. S-a și sesizat ofițerul și s-a dus așa cu epoleții către soldat. Măi, tu nu vezi câte stele sunt aici? Adică e locotenent major, nu e numai locotenent. Mă gândesc dacă greșea invers, nu se ducea. Dacă zicea colonel, nu cred că se sesiza. Dar dacă l-a făcut mai mic în grad, imediat a reacționat. Vedeți? Ofițerii au statutul lor, prestanța lor. În orice țară e așa. Și în America, ofițerii, și aici, și în Rusia, și în Afganistan, și în China, și nu mai vorbesc, și peste tot. Da, ofițerii au statutul lor. Ăsta e un ofițer tare diferit. Ăsta e un ofițer care numai în uniformă era ofițer și slujea pe cezarul în inimă. El era pe care să devină soldatul lui Hristos. Ofițer înaintea Domnului, datorită smereniei și datorită credinței, datorită aplecării în fața Fiului lui Dumnezeu. Zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Asta e fraza care vorbește despre credința sutașului. O credință în cuvântul vindecător al Domnului Iisus de la distanță. O credință în cuvântul Domnului Iisus care poate să vindece de la distanță. Zi numai un cuvânt. Nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Nu sunt vrednic, Doamne, zi numai un cuvânt. Nu te mai deranja și se va vindeca robul meu. Așa a crezut el. Cum să nu aprecieze Domnul un astfel de om? Vă dați seama? Care are o atitudine corectă față de semenul lui,
apoi o atitudine corectă față de El însuși, dar cel mai important poate și fără de care nu se poate vorbi de o credință autentică este atitudine corectă față de Domnul Iisus Hristos. Cum îl numește? Observați? Și în versetul 6 și în versetul 8, titlul folosit este Domnul, Kyrios în limba greacă. Domnul, Doamne, i s-a adresat ofițerul. Doamne, ești Domnul. În versetul 8, Doamne, a răspuns sutașul din nou. Știți ce a făcut sutașul cu asta? Și-a riscat postul. Pentru că să spui altcuiva Domnul în afară de Cezarul era mare risc. Să-ți riști cariera, postul și poate și viața. Pentru că Cezarul era Domnul și trebuia recunoscut ca Domnul. Dar uitați ce face ofițerul. Domnului Iisus îi atribuie titlul acesta, Doamne. Interesant. Nu cred că i-a spus vreodată marelui preot. Nu cred că i-a spus unui fariseu. Sau șefului sinagogii din Capernaum. Nu cred că i-a spus vreodată Domnule. Dar în fața Domnului Iisus recunoaște statutul acesta. El e Domn! El e Domn! Ascultați, frați, surori, tineri, prieteni care nu sunteți împăcați cu Domnul. Luați hotărârea aceasta să-L aveți ca Domn în viața voastră. Amin. Isaia, cu 700 de ani înainte de nașterea Domnului, a spus că-L vor numi Domn al păcii. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor și Domn, Domn al păcii, Domn al păcii. El aduce adevărata pace. Vă dau pacea mea, dar nu cum o dă lumea. Doamne, dă pacea celor care sunt împăcați cu Tine astăzi. Apostolul Pavel spune, ne-a împăcat cu Tatăl, da, El, Iisus Hristos. Și apoi zice, ne-a încredințat slujba împăcării, glorie Lui. Ne-a încredințat slujba împăcării și vă îndemn, cum spunea și Apostolul Pavel, împăcați-vă cu Dumnezeu. Nu știu în ce stare ești. Tânăr, viața înainte, visuri, ori poate unul venit aici să se realizeze, în orice situație ai fi și te-ai găsi, caută să intri sub autoritatea Domnului Iisus Hristos. Să-ți fie Domn și Mântuitor. Vedeți, noi la botez întrebăm, crezi că Domnul Iisus, primul titlu atribuit aici în apa botezului, crezi că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal? Asta e crezul de bază al nostru ca și creștini. Crezi lucrul acesta? Este Domnul Iisus Domnul tău? Este Domnul tău? O, ce imagine deformată au oamenii despre Domnul Iisus astăzi. Vorbeam puțin mai devreme, înainte de a începe serviciul, cum stau lucrurile și în America, acolo și... Da, este mare necredință. Da, sunt mulți care vorbesc mult și dacă au în mână presa și televiziunile și internetul și astea la alte, lumea are impresia că îi ia după pământ în America. Sau în Europa, ca așa, America și Europa, cele mai liberale și o fi așa. Dar vreau să vă spun un lucru. Noi ca și credincioși credem că Biserica Domnului va fi biruitoare. Amin. Îmi place un cântec, poate cântăreți, știți, dacă e tradus a grupului Cathedrals. De mult cântau ei un grup bărbătesc, așa, a capela, da? Și zice, cântau ei și la un moment dat zice, biserica va fi birui, va birui, sau cum așa ceva, parafrazat și, nu știu, cred că e tradus și în românește cântecul. Și de unde știm lucrul acesta? Zice că am citit la sfârșitul cărții că biserica e biruitoare, pentru că El este Domnul ei. Și oricât ar fi America de liberală și Europa și China de comunistă și Rusia de expansionistă și biserica Domnului va mărșălui înainte. În 1974, la Paris, în Franța, un grup de umaniști și atei au zis, gata, se termine cu creștinismul, începe o eră nouă.
Și în mod batjocoritor au făcut o cruce de vreo 20 și ceva de metri, o groapă mare pe măsură și un ritual de mormântare. Și au zis, înmormântăm religia creștină, că i-a trecut vremea. A fost o perioadă în istorie, a fost o perioadă în care lumea a crezut și au promovat credința asta în Iisus și ei sunt sublie mâncați de vreme de mult și biserica este vie. Biserica pe care au vrut ei să o mormânteze este mâinile Domnului nostru și nu o poate mormânta nimeni. Da, puțini suntem, puțini o să fim. Niciodată n-a fost majoritară biserica pe lumea asta. Noi am vrea să fie președintele creștin, parlamentarii creștini, învățători, profesori la universitate, să fie toți creștini, toți creștini, dar n-a fost așa. Pentru că trebuie să se împlinească și prorocia. Mulți chemați, puțini aleși. Dar cei aleși sunt sarea pământului și lumina lumii. Domnul să ne ajute să fim între ei. Credința face diferența, dragii mei. Uitați-vă la ofițerul acesta. La ce s-a uitat Domnul? Nu la gradele lui, nu la faptul că a zidit sinagoga, că unii l-au lăudat cu asta, nu la faptul că credința l-a interesat pe Domnul. Când se uită Domnul la noi, asta îl interesează. Și ofițerul au știut și el. Nu sunt vrednic să vii sub acoperământul. Acum, nu cred că el avea o casă modestă. Ofițer, unii istorici spun că a fost șeful garnizoanei legiunii romane cantonată în nordul Israelului, în Capernau. E bine, dacă a fost așa, poate a fost cel mai înstărit din zonă, casa cea mai mare, cu pridvoare, cu terase, cu așa, eu știu, decorat și tot. Și a zis, nu sunt vrednic. N-ai ce să vezi la mine acasă. Noi uneori ne lăudăm cu casele. Vino să vezi ce mobilă mi-am luat, ce televizor de 2 metri, ce... Vino să vezi, vino... Chemăm pe alții, vino să vezi. Ăsta ne dă o lecție mare astăzi aici. N-ai ce să vezi în casă la mine? Că știu că tu nu te uiți la asta. Și ce a văzut Domnul credința lui și a evaluat-o la superlativ. Adevărat vă spun, n-am văzut o credință așa de mare în tot Israelul. Acum, nu doar că i-a apreciat credința, i-a și răsplătit-o. Amin. Amin. Credința mare, credința adevărată, e răsplătită de Domnul. Oh, când mă gândesc, să auzim cu toții invitația Domnului Iisus, veniți, te moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeiere. Veniți, te moșteniți, veniți binecuvântați Tatălui, veniți. Mare har și dea Domnul să fim între aceia. Amin. Să fim între ei. Până atunci însă trebuie să mergem înainte cu credință. Și hai să facem în așa fel încât să avem o credință vie. O credință autentică, dovedită prin fapte, uitați-vă aici. O credință pe care o evaluează Domnul Iisus, chiar dacă unii o desconsideră, chiar dacă unii ne numesc sectanți, chiar dacă unii ne numesc în fel și chip, dacă o apreciază Domnul Iisus, trebuie să fim bucuroși. Amin. Și să nu uităm că El o și răsplătește. A spus ofițerului, du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Credința adevărată este răsplătită. Este nu numai apreciată, dar este răsplătită. Și încă un lucru, este dată ca exemplu. Amin. De aceea ne-a rămas textul aici. Ca exemplu. Interesant. Nu ne-a dat Domnul exemplu despre credința lui Caiafa. Era mare preot și Ana și sau leviții sau ceilalți au rămas pe paginile Scripturii exemplu de credință mare și credința acestui ofițer roman pentru că s-a raportat la Domnul Iisus așa cum trebuie, pentru că s-a raportat la semenul lui așa cum trebuie și pentru că s-a raportat la el însuși așa cum trebuie. De aceea am spus caracteristicile mari, caracteristicile unei credințe mari sunt acestea care dovedesc la modul practic, da? Felul de credință care îl avem. O atitudine corectă față de semen, atitudine corectă față de tine însuți și atitudine corectă față de Domnul Iisus.
Mă rog Domnului să avem toți această credință. Amin. Și atunci Domnul o va folosi ca mărturie și pentru alții. La școală tinerilor, la lucru, la servici, surorilor în relație cu alte surori, prietene, cunoștință, de la școală, de oriunde ar fi. Acum vedeți ce har și ăsta cu comunicarea online. Poți să vorbești, să pui acolo versete, să spui ceva și mai ales cu ocazia sărbătorilor. Nu spuneți numai la mulți ani cu sănătate. De ce să nu spunem la mulți ani cu Domnul Iisus? Domnul să trezească Duhul celui care va citi o astfel de urare. Gândiți-vă la limbajul pe care îl alegem, în centru, la comunicarea noastră, la trăirea noastră, la toate lucrurile, trebuie să fie Domnul Iisus Hristos. Și prin credința care o avem, să spunem și altora, să demonstrăm, să facem cunoscută calea mântuirii prin credința în Domnul. Amin. Să ne ajute El la aceasta. Amin. Amin. Vă mulțumim foarte mult că m-ați primit. Și vreau să vă fac și o invitație. Să veniți să ne vizitați și voi acolo în Texas. N-am o casă mare să vă găzduiesc pe toți deodată, dar dacă veniți pe rând, facem acomodări și vă primim. Să ne bucurăm împreună. Domnul să vă binecuvânteze și să mai îngăduie să ne mai vedem sau în slujire și pe calea credinței adevărate. Slavă Lui pentru toate. Amin. Mulțumesc.